șeful ANAF, Sorin Blejnar, este verificat de corpul de control al premierului Boc după ce a fost acuzat de politicieni, de foști și actuali angajați din vamă că ar fi regina de pe tabla de șah a corupției. Care este rolul fiscului în mult promisa ieșire din recesiune? Sorin Blejnar, președintele ANAF, este vârful piramidei corupției sau țapul ispășitor al unei acțiuni de imagine? Este invitatul special al lui Victor Ciutacu. Vineri, la Vorbe Grele, la Antena 3.